Aș vrea să vă prezint școala mea de desen, care un număr de 12 elevi pe care îi am aici cu lucrările lor. Mă numesc profesor Carlo Berperco și am fondat Academia de Desen și Grafică de la Mangalia. Pregătesc copii cu talentați în general și în special pentru Academiile de Artă și pentru școlile adică liceele de desen. Robert Perco este un fel de bilet câștigător nesperat pentru acei copii talentați din satele Dobrogei de Sud, cărora le deschide poarta către o viață de artist altminteri inaccesibilă. Desprins parcă din perioada interbelică, este un profesor iubit de copii, pentru toată culoarea și viziunea pe care o aduce în viețile lor. Țin foarte mult ca fiecare dintre elevii mei să învețe personalitatea pe care o are să-și o pună în desenul respectiv. Pentru că mai târziu să fii absolut sigur când spui, dom'le, asta este, de exemplu, adică artistul pop, să presupunem în cazul. Să spui, dom'le, nu se poate, ăsta tot e pop, datorită formei de caracter pe care o are. Pentru că câți elevi sunt aici și câte eleve sunt aici, fiecare are o altă formă de caracter. Forma de caracter a lui Robert Perco l-a condus spre o carieră de artist specializat în pictură marină. Poate că nu întâmplător, pentru că întreaga viață i-a fost o furtună care l-a purtat pe valuri în sus și în jos. Eu sunt născut în 1944, deci imediat după război nu se găsea nimic la noi, nici creoane, nici nimic, nu știu de unde tata îmi făcea rost. Primul meu concurs de desen pe care l-am luat a fost la 6 ani sau 7 ani, îmi aduc aminte și azi. Erau niște păsărele într-un copac ceva și am luat, eu sunt născut la Arad, am luat pe oraș, la categoria mea de copil, așa. Fiu de burghezi înstăriți și intelectuali, de naționalitate germană, talentat pe deasupra, părea să aibă aturi pentru un start promițător în viață. Își dorea să ajungă profesor, dar comunismul, cu valorile lui răsturnate, l-a scos de mic de pe făgaș. Am dat examen la pedagogică, la școală pedagogică, școală normală, cum îi spuneam atunci, la secția învățători. Am reușit și la muzică, și la ăsta, și teoretic, și tot. După 2 luni m-a dat afară. M-a dat afară de ce? Că eram copil de intelectual. Și noi, copiii de intelectual, nu aveam voie la licee, la minuni de astea, facultăți, licee, nu aveam dreptul. Aveam dreptul la școli profesionale sau la chestii de astea. Restul nu aveam niciun drept pe timpul ăla. Bun, m-a dat afară și prin intervențiile lui tata am dat testul practic la liceu de arte și l-am luat fără niciun fel de probleme și am intrat la liceu de arte. Am făcut liceu de arte, la liceu de arte am fugit de 2 ori de acasă, odată am fugit la circ, am plecat cu circul până la Oradea am ajuns, trebuia să plecăm în Ungaria, circul de stat român. Erau extrem de mulți copii atunci din generația mea care erau fără părinți. Ei agățau cu harmonul pe stradă, așa, ca pe iobage înainte și îi băga ori la școlile de corecție, ori la orfelinate, dar ori tixite orfelinatele, ori copii de trupă la armată, era câte 12 ani așa, îmbrăcat soldat. Soldați care aveau regim de soldat. Cei mai buni militari care au fost de carieră au fost ăștia. Pentru că n-avea dragoste de mamă, dragoste de tată, sensibilități de asta la ei nu exista. Eu am apucat câțiva care, când eram în marină, care au fost copii de trupă și așa este. Și unii care plecau la circ. Ei, ăla am plecat eu la circ, spunând la ei acolo că n-am părinți, că n-am, nu mai verificat nimeni. Era cumplit să lucrez la trapez. Pa, că m-a urcat acolo, vai de capul meu cum era acolo. Și mi-a dat drumul prima dată în plasă, zic, gata, s-a terminat treaba. Cum scăpam de la trapez de acolo? În fiecare dimineață avem antrenament. Mă duceam la animale, acolo mi-a fi plăcut, cu mult drag aș fi. Și acum iubesc circul, mă duc la toate circurile. Îmi pare rău că nu mai sunt animale, dar asta este. Și la granița, la Oradea, Bihor, acolo, granița aia de la asta, a trimis toată poliția cu fotografia mea. M-a găsit, bineînțeles,
I-a spus la ăla și i-a spus. Și m-a întors înapoi, era rezervat, MEAI, compartiment, a scris pe iar. Eram numai el și cu mine, acolo. Doamne, câte picioare în fund am luat, cizme am luat, de mama zicea, a, vrei să fugi din statul nostru frumos? Așa, întoarce-te și dădea câte una. Pe două săptămâni după aia nu prea stăteam pe scaun ca lumea, n-am adus acasă, tata nu mi-a făcut nimic decât m-a certat. Eram un elev bun, dar nu învățam nimic și asta era necazul lui taică-mea. Bunica lui Robert i-a spus că va deveni ori pictor, ori marinar. Tatăl lui, profesor de matematică la universitate, și-ar fi dorit ca fiul să ajungă doctor. Băiatul își pierduse însă interesul pentru învățat, făcuse primele lecții de pictură cu profesorul Leonard Mureșan și umbla mai mult visător cu blocul de desen în mână. Risca să nu poată termina liceul, așa că cineva trebuia să-i dea o lecție. Directorul de la uzinile vagoane Arad era fost student al lui, al lui tata. Și a vorbit aia, Măcean, parcă-l chema. Și zic, măi, uite care te-am pe fecior, tu bagă-l undeva unde e muncă, cărcă grea, așa, să vadă și el ce înseamnă munca, că văd că ăsta numai cu creonul umblă. Și ăla m-a luat și m-a băgat în cazangerie. Cazangeria e cea mai groaznică secție, în afară de faptul că se fac numai lucruri grele, e și zgomot infernal acum. Eu aveam atributul acolo să iau cu o farfurie, nu era sudură așa multă, pe timpul ăsta se făcea cu nituri mai mult, cum sunt podurile astea cu nituri așa, vagoane. Se scotă din focul nidea ăla, să-l bag în gaura aia acolo și după aceea aveam o chestie așa, un ciocan pneumatic de ăsta, cu ăla trebuia să fac nitul ăla să fie rotund. Și lucram și pe trei schimbă. Tata mă întreba, ei, îți place? Asta o să faci toată viața, nu e nicio problemă. Dar direct așa, ironic, o formă ironică la el. Pe două luni cam am stat, băi, tata, eu în viața mea n-am să mai muncesc greu. Eu mai bine îmi pun capul la contribuție decât să mai muncesc. Și așa e, mai bine inventez o mașină. Robert Perco s-a pus pe învățat, a terminat liceul și a dat examen la Școala Militară Tehnică de Marină. După absolvire, a fost repartizat la Mangalia și au început călătoriile lungi pe mare. Talentul lui plastic i-a fost de mare ajutor. Era folosit nu ca mecanic, ci mai mult ca ilustrator de tratate despre motoare și autor de picturi pentru cadouri oficiale. În perioada asta se căsătorește și va avea două fiice. Participă chiar și la prima sa expoziție. Norocul îi surâde în sfârșit când, la 30 de ani, este chemat și transferat la Muzeul Marinei din Constanța ca artist restaurator. De aici, din momentul ăsta, începe pictura mea marină. De ce? L-au chemat pe marele maestru Ștubei, care e singurul pictor marin al nostru, care a fost pictor marin și a fost pictor la curtea regelui. Tot marinar de meserie. Bun. L-au chemat pentru o frescă la Muzeul Marinei. Este vorba de Rândunica, o navă românească mică, care a dat la fund două nave turcești mari. Și pentru asta trebuia o frescă mare de tot la Muzeul Marinei. Maestrul Dimitrie Ștubei avea pe atunci 80 de ani și avea nevoie de ajutor pentru că fresca urma să fie uriașă. El nu se mai putea urca pe schele și era depășit de volumul de muncă. A anunțat că îl vrea pe tânărul Perco să-i fie ucenic. Am fugit după el. Mai să zic, de ce eu și nu ăștia? Dom'le, uite care-i treaba. Noi avem nevoie pentru pictor bun marin să fie o dezordine organizată, un tip cu o dezordine organizată, care ești tu 100%, fără... Are perfectă dreptate. Dacă vă arăt, de exemplu, aici, astea toate sunt... Urmează filigranat pe aici, toate le fac foarte pedant. Dar uitați ce e, jale. Adică sunt cu totul altceva. Deci că nu aceeași om face ca formă de caracter, nu face aceeași om. Este foarte adevărat că sunt așa, coleric, să zic, dar știu să mă astâmpă și știu să le pun pe toate în ordine și sunt ordonat așa, dintr-un punct de vedere. Pornind de atunci până acum, câte picturi marine ați făcut? Oh, oleu. Păi 10.000. Să zic că am făcut la viața mea. De acolo am început să fac pictură marină, m-am întors din nou la Mangalia. La Mangalia, la comandament, am primit primul meu atelier cinstit pe care. Și de atunci am început să fac pictură marină, eram pictorul marinei.
De la vremea început îmi place să pictez nave, în special marea, dar și natura. În pictura marină nu există pictor marin feminin. Nu există, adică tot ce am făcut eu la facultate, istoria artelor și așa mai departe, n-am găsit numai bărbați. Și m-ar bucura dacă din Mangalia ar pleca, vorbesc un pictor marin sau doi pictori marini de sex feminin. Îi place, într-adevăr, la Mădălina, îi place extrem de mult pictura marină. Asta nu înseamnă că, ați văzut, nu face. În schimb, dacă luăm chiar desenul ăsta de aici, uitați, marea este foarte bine reprezentată. În ciuda faptului că este o mare liniștită. Asta și contrastele sunt frumoase. Cu toate că pare violent puțin stâncile astea, dar armonia între ocru, galben și așa mai departe cu verde, albastru de acolo este splendidă. De când am început să fac cursurile cu domnul Perco, niște probleme de viață, să zic așa, și am învățat multe lucruri vis-a-vis de desen, cât și de viața de zi cu zi. Și în prezența lui mă simt foarte bine. De parcă e așa de seamă cu mine și pot zice orice. Ce pot să zic, mi-a câștigat încredere. Are carismă și știe să facă glume bune, să se pună oarecum în pielea unui adolescent și asta îmi place. Îmi place că învață copii să deseneze, cum ar fi pe noi, așa ne învață. Și, nu știu, dintotdeauna am admirat picturile sale marine. 10 ani a lucrat Robert Perco la Muzeul Marinei Militare. A pictat și a perfecționat tehnica, totul i-a mers din plin. A participat la expoziții și și-a făcut un nume. Dar valurile vieții îl răsucesc din nou pe artist și îl duc în altă direcție, peste noapte. Acum mă dă afară din marină. Deși e ca trădător de țară, pentru că părinții mei au plecat în Occident și n-au mai venit înapoi. Mi-au confiscat tot ce a fost la București, tot, până la urmă și până și fotografiile copiilor, au zis că nu sunt copiii mei, și le-a rupt și le-a aruncat la gunoi. Bun, am stat acolo, am albit ca lumea, la când cărau acolo toate, le băga în sace, le ducea așa. A luat tot, absolut tot. Stai cum a zis, din ordinul sau nu știu cum, statului român se confiscă tot ce aveți. Ce, n-avem ce să spun. Bine, am venit înapoi, au venit ăștia la CI, conta informațiile și mi-a zis că mă dă afară. Bun. Au urmat o serie întreagă de chestii unde trebuia să dau informații în continuu, nota de aia informativă. Era groaznic nume, trebuia să dau pentru fiecare chestie. Cred că și dacă mă uitam la un neamț, trebuia să dau nota informativă. Ce e asta, domnule? Adică mă săturasem de România, cu tot că mie tare îmi place în România. Îmi place și mi-a plăcut, tot n-a, că altfel nu n-aș fi venit înapoi. Asta, dar mă săturasem și de statul la interminabil, la cos, și făceam basket, erau pui la ăsta. I-a aruncat, care, fosta mea soție de atunci, era tot subțirică, ca Ana, așa. Aia nu putea să stea acolo, la cozile alea, trebuia... Făceam, prindeai pui din zbor, așa. A urmat an grei, în care securitatea l-a hăituit și l-a arestat de câteva ori ca să-l racoleze ca informator. A venit cu o hârtie. Și aici era toate condițiile care sunt să torn pe fiecare. Stau cu dumneavoastră de vorbă și spune s-a scumpit cartofii. Mă luăm aiurea, așa. Mă duc și schiu. Cu tare a zis că s-a scumpit cartofii sau ce. Nu-i vorba. Și a spus, domne, uite care-i treaba. Eu sunt militar de carieră. Așa am zis, gata, la revedere. Deci eu zic, eu am apărat hotarul țării, domne. Și dacă m-au dat afară. Zic, de ce? Pentru că sunt tot felul de aiurel de astea aici. Nu înțeleg care e treaba. Vă dați seama că m-au dresat în școală navală, că dacă cumva cineva vă face spionaj, o iau și vin și vă anunț, categoric. Și asta am să fac și de acum înainte. Dar nu îmi puneți regula să semnez să fiu informator. Ca și ceva nu fac. Pe arestările mele au fost că n-am vrut să semnez, să torn pe lume așa. Și plus de aia zic că securiștii, în general, sunt băieți deștepți, am zis eu, ca să-l perii pe ăla acolo. Zic, sunt băieți deștepți. Eu, ce sunt?
Sunt un marinar și un dascăl. Sunt mare scofală, care o fac poate probabil din rutină. În perioada asta nimeni nu-l mai primea să lucreze. Era un paria, așa că nu mai avea bani să-și întrețină copiii. Un prieten l-a salvat. I-a aranjat o slujbă de decorator de instalații pe litoral. Era perioada în care se construiau cu frenezie stațiuni, hoteluri și restaurante. Decorator făceam toate bowling-urile, bărcile astea, dacă era deschis, dacă... A, minicarele, erau minicare aici, a distanță, poate ați fost vreodată, și erau minicarele, toate cu Dona, Pluton, nu știu ce, alea toate eu le-am făcut pe ele, cum vroiam eu, așa le-am făcut. Și a fost, într-adevăr, a avut o trecere. A spitat bărcile și tot, absolut tot, sau... Mai făceam și ciubucuri așa pe lângă. Mă chema câte un cărciumar de ăla. Dom'le, scrie și mie aici, până și WC-ul bărbați, WC-ul sau o carne, unde se taie carnea sau frigidere sau știu eu ce, da? Plus reclamele, bar și cum se numește, Mercur, de exemplu, R, am făcut o monogramă, R, M, și așa mai departe, niște chestii de genul ăsta și bineînțeles, ăștia n-aveau bani. În schimb, aveau frigidere pline. Că nu dădeau drumul ăștia de la inspecția, nu știu care, nu dădea drumul dacă nu le aveai pe astea toate. Am plecat și cu un copan întreg de vacă, am plecat, legat de bicicletă, că mergeam cu bicicleta. Și cu lada de vopsele și rigla mea lungă, o rigla lungă așa de lemn. Și v-ați întreținut familia. Da, da, și cu asta, după aceea, dacă m-am mai dat o dată afară, M-au dat ăștia afară, m-am angajat la... După aia m-am dus la învățământ, am fost profesor la școala 3. A fost din nou o perioadă dificilă pentru Perco. A divorțat și s-a recăsătorit cu o colegă profesoară, dar frigul din școli și condițiile de viață tot mai aspre l-au determinat să-și dorească să plece din țară. Părinții insistau să meargă la ei și, cu originea lui nemțească, avea șanse mari să fie acceptat în Germania. A plecat împreună cu noua familie. Am făcut cerere să emigrez și din peste noapte, din foarte bine, foarte bine, foarte bine, am fost rău, clasificat. Așa, zic, bine potop, acum nu e nicio problemă. Acum, care e treaba? Am făcut consiliul, s-a făcut consiliul pedagogic, mă rog, ca de obicei, laudă-l pe Ceaușescu, noi trebuie să explicăm clasele, fiecare ce are, ce știe să facă, ăștia ce au făcut, ce n-au făcut, bun, ai dădea cu Ceaușescu. Nu a anunțat ultimul punct, că exclude învățământ al profesorului Perco. Nu, n-au zis așa ce. Și la urmă a dat chestia asta. M-a supărat totuși, sufletește, că o serie întreagă care eu am crezut amici, cunoștințe bune și așa mai departe, m-au făcut acolo, trădător, o profesoară de român m-a scuipat și așa mai departe, care cu o zi înainte mâncam în cancelare cu ea. Așa, ăsta care mai era un profesor de desen, la fel, trădător, m-a făcut trădător, care umblam la el acasă și el la mine în casă. M-a făcut trădător de țară și, mă rog, adică... Bine, astea sunt niște traumatisme psihice pe care le-am suferit și am suferit și mai departe. Dar m-am trezit în cartea poștală cu hârtie, așa, 24 de ore părăsit România. Și am plecat în 24 de ore, pentru că dădusem tot ce era pe acolo, le-am dat la prieteni, la colegi, la temul, la nu știu ce, sigur tabloul mi-am luat și mi-am luat. Am plecat, n-am avut voie să plec decât cu două geamantane, așa, numai cu clasa a doua, cu toate că aveam bani și de avion, că mi-a trimis mama videourile astea, așa, și le-am vândut pe aici, aveam bani de soi. Și la... nu mi-a dat voie și ca să-și bată joc ca lumea de mine, tot vagonul a fost rezervat pentru țigani care au plecat la Viena. Și aici m-au neaugat pe noi înăuntru. Da? Bine, eu sunt un tip destul de maleabil așa și am început să vorbesc pe limba lor, vorbesc în cânță, trebuie, m-am văzut și cu mustață răsucită, ăsta e de al nostru, fără probleme. Așa m-am văzut și fumând pipă ca și bulibașa al lor. Ei, asta a fost să fie. Am ajuns la Nürnberg, la Nürnberg a fost un lagăr, eu am făcut 4 lagăre. Am făcut un lagăr la Nürnberg și m-au rugat să rămân ca profesor și eu și nevastă mea care era profesor de fizică și n-am vrut pentru că mama a zis, nu, veniți la Cai, asta e la granița franceză. Așa, de acolo am plecat la Enfingen, la un lagăr iar pe lângă Bonn, foarte frumos, opa. Mamă, ce mâncăruri ne dădea aia, ai, zic, aici de trăit. Era catastrofă în șuță, asta înseamnă, în caz că e catastrofă cu tremure sau mai, adună oamenii acolo. Era mare de tot, dar cu toată dotările. Și acolo primeau ei emigranții.
Da, 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 da. Aici a început să ni se facă actele. Dar nu mi-au recunoscut diploma. Ce fac acum? M-am dus și m-am înscris la facultate și am făcut din nou. Diploma mea e acolo pe perete. Și ați trăit din ce? Și am trăit din ceea ce desenez. În Germania și-a completat studiile de artă plastică la Darmstadt. A fost o vreme scenograf la operă, apoi restaurator și chiar șeful secției de restaurare la Muzeul Theodor Zink. A avut 10 de expoziții, a vândut sute de tablouri. S-a despărțit de a doua soție, dar după câțiva ani a avut norocul să o cunoască pe Ana. Și viața i s-a schimbat iar. Eu sunt îndrăgostit de țara asta, fără niciun fel de glumă, fără absolut nimic. De-a lungul acestei perioade am venit frecvent la Iași, eu. Adică și de 4-5 ori am venit la Iași. Când ajungeam în România, îmi încărcam bateriile. Sufletești, bineînțeles. Și când era aproape să plec, deja cu o lună înainte, era groaznic. Să nu poți să vorbești cu nimeni așa, liber, să... Nu era pentru... Poate pentru forma mea de caracter nu era potrivită Germania. M-am măsurat cu Ana, am cunoscut-o, vorbesc într-o expoziție și am chemat-o în Germania, a stat un an. Și eu că i-a plăcut, cum Dumnezeu, cu toate că distanțe de 31 de ani între noi, dar noi niciun necaz, e bine așa, așa. Și ea zice, hai bă, să mergem acasă. Păi mi-a crescut inima când am zis, hai, mergem acasă, gata. M-am zis, gata, plecăm acasă, fără niciun fel de probleme. Și venim, punem, ducem la lift, acolo. Apăsăm pe buton, nu merge liftul. 5 etaje, în sfârșit, am înjurat românește. Câte o scară, și ai dat după 40 de ore de mers cu autobusul. Dacă m-ar întreba cineva, domnule, ce ai face dacă mai vii o dată pe lume? Tot asta se face. Singurul care spun sincer, n-aș mai face însurături multe. Asta, ori găsesc una și fac 5 copii cu ea, ori nu deloc, rămân burlac. Ana a fost sportivă de performanță. A început cu tenisul și apoi s-a apucat de atletism. A avut rezultate remarcabile internaționale și a fost campioană balcanică la maraton. De 20 de ani îi stă alături lui Robert Percu. Am avut o viață sportivă foarte frumoasă. M-am bucurat că am dat de un artist, pentru că mi-a plăcut arta. Mama totdeauna m-a învârtit în jurul artei, la expoziții, mă ducea la teatru, la film și... Mi-a plăcut că m-am regăsit așa cu un om care să fim de aceeași undă. Și m-am completat pentru că a avut și un sport, el cât era mic, polo pe apă. Zic, gata, dacă ai făcut și sport, poți să discuți și pe linia de sport. Și mama lui a fost o campioană la sărituri în apă, la olimpiadă, mătușa lui... tot cu tenisul, aveam multe de povestit și m-a atras foarte mult și pe arte și pe sport și ne-am completat. Mie îmi place România, mie îmi place asta, temperamentul român, cu toate că e o brambureală întreagă aici. Zău, dacă nu, că nu poți să crezi în ei, dom'le, vin la ora cu tare, preciși să întârzi, e 100% și tâmpesc. Așa, și copiii, dar la mine n-are voie să întârzi un minut. Dacă întârzie 3 minute, îl dau afară. Adică mă uit la el și fac cu mâna, la revedere, ne întâlnim data viitoare. Așa, mai ales la băieți. Că spun, toată treaba pornește la punctualitate. Și am venit cu ideea să fac un muzeu. Dar toți primarii mei au făcut pas, mi-au zis pas. Că nu avem bani, că nu facem nu știu ce, că nu știu ce cu tare. Și atunci am zis, stai așa, stai. Am să mă duc să fac o școală. De ce? Am rămas totdeauna cu ideea... artiștilor itemerici care au fost la noi aici. Așa, cum e? Am spus, Tonița, Dărăscu, Resu și așa mai departe, au fost tare de tot aici, a fost o tabără în cadrilateră. Și am zis, dar noi de ce să nu avem de ăștia? Că încă sunt în putere să le arat. Deci avem în cer, avem și în mare. Și atunci mi-am propus să pregătesc mape pentru academiile de artă, să vorbesc, care e senzațional, adică mi-a fost efectiv și mieste de altfel, că totdeauna există ceva de desubturi acolo, care îmi place să le dau copiilor, fără niciun fel de probleme, indiferent cât de, că e clasa 12-a, că e ca domnișoara asta de aici, cel mai mic e clasa 5-a. Ia vezi ce iese.
E aproape? Da, e aproape. Bun. E, atunci faci direct cu ea. Faci cu ăsta tare așa și... Asta e mai închis față de ăsta. Stai mă, unde e? Ăla. A, bun. Niște pete. Uite aici. Aici, în partea asta. Pastelul este destul de greu de amestecat. Nu prea poți să spui să iau verdele ăsta de aici, să-l amestec cu galben. Uite. Uite, ia. Uite aici. Nu prea iese mare scofală aici. Vezi? Înțelegi? Niciodată să nu folosești culorile pure. Niciodată. Tu, Ioana, cum le-ai făcut aici, în amestec, e foarte bine. Orele mele, în general, nu se desfășoară cum crede lumea, că într-adevăr să neam zăla soldat, cum scrie la carte. Foarte legere, le fac și glume, dar facem treabă, categoric că trebuie să facem treabă. Deci, pe elevi, toți sunt foarte buni. Toți sunt foarte frumoși și foarte buni. Așa. Cel care să fie, sunt puțin dur, într-adevăr, aici, cel care de zi, nu poate să țină pasul cu noi, dau telefon la mama și spun, e păcat să trimiteți copilul aici să facă altceva, știu eu, să facă sport. Doamna învățătoare, mă chemase la un concurs copii și marea și mi-a spus că va veni și maestru Perco și că poate să vorbesc cu el, poate mă ia la el. Dar n-am putut să ajung atunci la concurs, așa că a căutat mama numărul de telefon și l-am sunat. Am venit cu desene, am încercat să-i fac portret, dar nu prea știam eu atunci. M-a rugat de micuță ca să, dacă o las, să picteze pe pereți. Un desen micuț, l-am lăsat. Am lăsat-o. Am văzut că se descurcă. Din ce în ce a început să-l facă, să facă mai mari desenele și le tot zgrăveam înapoi. Iar făcea altele. I se părea că sunt puțin mai urâte, că ea progresa în tot ce făcea ea. Și am văzut cât de talentată este și am văzut cât de mult îi place să facă chestia asta. Și vă dați seama, atunci direct am încercat să căutăm pe cineva care să o jlefuiască, să jlefuiască talentul. Asta mi-a adus un tian cântec de jucărele de alea așa pe care le-a făcut și acum, la început, noi începem să facem niște cubulete prima dată, pentru ca să le arat umbrele, cum se face hașurul și așa mai departe. Așa. Și acum i-am zis, vezi că peste 6 luni o să-ți dau cubulețele aia, să vezi dacă îți place. Că atunci la cubulețe a fost efectiv entuziasmată ce umbre a făcut și așa mai departe. Peste 6 luni a zis, asta nu sunt ale mele, este? Adică desenele de la început, acum nu mai îmi. Am înțeles că totuși vrea să facă tot ce e pe linie, ce am făcut eu. Adică desen clasic și neoclasic, asta am făcut eu. Pictură și... grafică clasică și neoclasică. Și bănuiesc că și ea, așa, din orele care noi le-am discutat, așa, în principiu. Este o elevă foarte bună. Și la carte, vorbesc la școală, și la ăsta, foarte conștiincioasă. Durează să fac un desen ore în șir și uneori poate să-mi ia și 3 zile, dar cu pauze, pentru că mai e și școala, fac și dansuri populare, nu mai scriu poezii. Și când desenez, mă simt bine, pentru că fac ceea ce îmi place. Povestea mea a început acum mult timp. Eram prin clasa 4-a când am ajuns la maestrul Perco. Și, bine, oricum, adevărul este că pictez de când mă știu. Nu știu să fi început într-un moment anume. Colaborarea cu maestrul Perco, oricum, continuă să aibă loc, cel puțin până când o să plec la facultate. Intenționez să urmez facultatea de arte, dar momentan este planul 2. Și da. Planul 2 care e? Planul 1, aș vrea să fac studii europene. Ea are foarte multe lucruri și a participat. Noi facem în cadrul școlii mele, mă strădui să fac rost de expoziții cât mai multe, pentru ca ei să se obișnuiască cu oamenii și cu vorbit. Îi învăț și civilizația de zi, băieții, învăț cum se poartă cu fetele, vorbesc pe ele, le învăț codul manierelor elegante și așa mai departe, să ascultă muzica clasică. Cam așa se decurge o oră de desen la noi. Mă numesc elevul Măcăuă, dar de la școala de pictură și grafică al maestrului Perco. Sunt aici de aproximativ un an. Domn profesor îmi zice că mă desenez foarte bine, uneori mai și greșesc culorile. Edi, mai puțin conturat, obiectele mai puțin conturate și mai mult scos din umbră și lumină. Umbră și lumină, da? Eu am venit la maestru Perco din clasa a patra. Prima tehnică care m-a învățat el a fost hașurul cu creionul. După aia a venit
miraculosul cărbune, sepia, pastel și pot să continui în acuarelă. Mă gândesc să devin doctor, dar vreau să țin asta ca un hobby. I-am spus, măi, este o treabă formidabilă ceea ce vrei tu să faci. Medicină, pictor. Am mai avut, de ăștia am avut destul, Dărescu. La fel, a fost medic, de fapt, cine de... Și Gurencu, a făcut pictura abstractă, figurativă, să zicem. A revoluționat pictura abstractă la noi în țară. De ce tu, ca medic, nu poți să faci tu ceva? Să, cu capul ăla bun pe care l-ai, să te gândești la ceva nou, să introduci pictura românească. Este senzațional. Acest desen mă relaxează foarte mult și mă ajută când sunt stresat sau trist sau așa și devin tot timpul fericit și inspirat. Consider că am evoluat mult de când am început. Marea parte din inspirația mea este când evenimente ca acestea se întâmplă și văd desenele colegilor mei și acestea mă inspiră foarte mult. Pentru el copiii sunt totul, adică satisfacția lui să vină înapoi, să-l viziteze, să-l întrebe ce mai face și vă mulțumesc că m-ați făcut om și sunt fericit că am o familie frumoasă și să... Dăm mai departe tot ce ne-ați învățat. Foarte mulți elevi l-au căutat. Nu mai credea că vor să-l viziteze sau... Dar surprinzător l-au luat așa și s-au bucurat împreună. Satisfacția soțului meu este să... fie cei mai buni elevi, chiar să-l depășească pe el și atunci e fericit. Chiar dacă sunt mai sărăcuți, îi motivează și îi călește pentru viață, că nu trebuie să te uiți înapoi ce ai întâmpinat, greutăți. Caută să depășești că tu ești talentat și vei reuși să ajungi un designer foarte bun, să zicem, de mașini. Artist deosebit în toată lumea. Căutăm să-i motivăm, să-i ajutăm, să cumpărăm pensule, o foaie, o ceva, ca să nu pierdem talentele. Am fost într-un cer de pictură, iar după aceea, prin cineva, am reușit să ajung la domn profesor. Și acum mă pregătesc să plec la facultate, să mă pregătească cumva cu mapă, cu tot, cu ce am nevoie. Am reușit să mă fac cunoscută puțin câte puțin. Și ciuri de plăcere. Da. Ce-s asta, mă, ciuri? Ciuri, da, da. Doamne, de ce pute asta, ciuri? Nu mă așteptam deloc să se întâmple, să reușesc să fac ceva bani. Și din ce reușesc, mă aprovizionez cu materiale, cu ce am nevoie ca să pot să fac cât mai mult și să vând cât mai mult. Ea a participat la nenumărate expoziții, a uitat să vă spun, la foarte multe expoziții, adică pot să spun că de când e ea la mine, a participat la toate expozițiile. Ce îi place teribil de mult, portrete. Dar portretele nu poți să spui că, domne, eu sunt pictor și eu fac numai portrete. Adică trebuie să fim cam dezvoltați în toate. Că după aceea ea își va alege și o anumită plăcere, că și eu fac de toate și în Academie am învățat de toate să fac. Iar după aceea, cu întâlnirea cu maestru Șubei, m-am apucat de pictură marină. La un moment dat, în clasa 8-a, m-am decis că vreau să fac desen de performanță și am tot bătut-o pe mama mea la cap să mă ducă undeva să pot să învăț. Și după ceva timp și-a adus aminte că soția domnului profesor a lucrat la liceul nostru Negru Vodă și a luat legătura cu dumnealui și ne-am hotărât să mergem cu câteva lucrări în Mangalia să vadă dacă sunt pregătită să încep școala. Și i-au plăcut desenele pe care le aveam atunci și am început școala. Din momentul în care am început să învăț mai multe, am prins și mai mare dragoste pentru desen și
Am început să-mi cumpăr cărți pentru desen. Mi-am dat seama că vreau să merg și la facultate, la arte. Cu timpul datorită lui, am prins curaj și m-am schimbat cumva. Mi s-a schimbat și arta și viziunea asupra artei. E talentată. Este cea mai talentată din punct de vedere al desenului. Cu desenul mă simt eu și simt că am un scop și mă face foarte fericită. O să începem la vară, o trimit la un curs intens la Academia de Arte de la București, se face un curs intensiv de o lună, în care 4 ore dimineața desenează și 4 ore seara desenează, cu posibilitatea de a cunoaște toate secțiile. Am avut, de exemplu, una Elena, care a plecat pentru pictură grafică și mi-a dat telefon, nu că m-am răzgândit, m-am dus la artă decorativă. Foarte bine, de ce nu? La ora actuală face designul pentru firmele astea mari. Asta-i Dali, hai, vină cu asta. Am exitul. Stai aici. Asta-i Dali. Asta-i blând, rău de tot. Acum pictez mai profesionist decât pictam înainte. Pot să zic și că m-am schimbat ca și persoană. Pur și simplu. Și timpul în care am venit aici și orele care sunt... mi se mai povestesc și de anumiți pictori despre... cultura în general mi s-a mai mărit, așa, cunoștințele. Are tendințe spre impresionism. Se și vede într-o lucrare asta de aici. O și îi și place de altfel impresionism. Și atunci mă străduiesc din colecția mea de cărți să îi dau diferite cataloge și încercăm să analizăm fiecare desen în parte. Atât din punct de vedere a culorilor, cât și a proporțiilor și așa mai departe. Ea are un temperament foarte exploziv. Ceea ce este bine, că dacă luăm, de exemplu, Van Gogh, tot exploziv, în ciuda faptului că e olandez, totuși el avea un temperament exploziv, de-aia și-a tăiat ureche. La ăsta, la... Acum nu te apuci să-ți tai urechea, lasă-o acolo. Ea e singura care face 2 ore la mine pe săptămână. Așa a vrut mama, așa face. Ea în 2 ore termină pe ăsta, fără probleme. Dar așa merge pensula aia. Nu, spală pensul, aruncă, dă-i drumul mai departe. Ăsta e specificul ei. Și foarte bine, dacă așa e, că nu pot să o constrâng să facă altceva, să fie liniștit. Pentru că n-ar mai fi ea. Le fac cunoștință cu critici de artă, că mediul unde umblu eu, într-adevăr, sunt cu critici de artă, sunt artiști de bună calitate. Adică încerc să-i introduc în viața asta a noastră, care se pare că e puțin altfel. Noi și ne îmbrăcăm altfel. Până și îmbrăcatul încercă să fie totul, să fie o plăcere, inclusiv nu pun bluza pe mine pentru că așa e moda. Nu despre asta e vorba. Dom'le, mă simt bine cu ea sau nu? Sunt armonii de culoare, da sau nu? Da. Pentru că nu trebuie să fie îmbrăcat cu valoare. Trebuie să pui gustă și să pui acel ceva. Exact ceea ce punem noi la tablouri. Adică trebuie să pui aia ceva. Și vreau ca fiecare care pleacă de la ei să aibă personalitatea lor în ceea ce înseamnă cultură generală, ceea ce înseamnă haine și ceea ce înseamnă cariera lor de viitor pentru cei care vor să facă arte. Robert Perco face echipă cu elevii săi la toate expozițiile. Oriunde este invitat el, ia și copiii. Îi prezintă, îi laudă, îi critică, le construiește un drum. Le dă o identitate. Și asta pentru că speră că astfel, prin artă și prin copii, să schimbe un pic lumea. Unii dintre elevi deja primesc solicitări și contracte pentru diverse lucrări. Chiar dacă se simt uneori depășiți de situație, știu că domnul profesor este lângă ei. La Negru Vodă, biserica are nevoie să îi se restaureze fresca. Bianca este din Negru Vodă, așa că alegerea artistului a fost simplă pentru preotul din sat. Culorile sunt, via și uite, este un verde, este o sienă, este o sienă arsă la asta, este ocru, la mâini un ocru care e patinat puțin. Mi-e puțin teamă că n-am mai pictat pe pereți și normal.
La standardul tău și cu puțin ajutor de la mine, să știi că va merge treaba. Dacă nu e fum și dacă nu, iar țin 150 de ani. Da. Lămurită treaba. Da. Fiindcă m-ați întrebat cam pe unde avem așa, ca studenți, acum eu mai știu exact dacă una dintre alea care e la New York a terminat sau nu. Așa, avem deci la New York, avem în Spania, toți sunt la Academie, vorbesc de artă. Avem la București, avem la, chiar de anul trecut, am una foarte bună care e la Iași. Ah, mai este încă unul care e la Milano, e design la Ferrari, face design la Ferrari. Am avut în Germania, mare revelație de-a mea, o studentă din Eritrea. Eram. Ăștia, eu am rămas foarte surprins de ei, că ei sunt negri în Africa, de fapt, și de drept. Dar are față europeană. Și am avut una, Aida, care, măi, foarte frumoasă, dar o culoare exact ca ciocolata, așa. Și a zis, măi, de unde aveți voi fețele astea europene, așa? Și atunci m-am prins care e treaba. E singura țară din Africa care este ortodox, ca și ortodox și de aici, de Patras, adică și nu de Moscova. Asta e singura fostă colonie grecească, Eritrea. Și acolo e povestea cu dacii și romanii. Aceeași treabă, dacii ăștia vorbesc în condiția lor grecii și s-au cuplat cu ei acolo și au scos astea, cu nas mic, cu tot. Formidabil, formidabil. În schimb, au culoarea și corpurile la fete sunt ireproșabile. Adică, dom'le, bă, zici că sunt sculptate, atât, așa de frumoase sunt. Și trec la Aida asta și... Asta a terminat la mine, bineînțeles, am și meditat-o acasă din plăcere, că era o ambicioasă, ieșită din comă, avea vise mari că se va întoarce înapoi în Eritrea ei și va face o academie de artă, care de altfel a și făcut-o. Și este decanul facultății acolo. Sunt mândră pentru că pot să îl lămuresc, să capete încredere în mine, să se bazeze pentru orice situație, chiar dacă se întâmplă unele zile când... El nu se simte bine, e descurajat și pot să-i ridic moralul și să-i spun, hai, ridică-te, mergi mai departe și viața e frumoasă chiar dacă mai greșești și chiar e bine așa să uiți ce ai greșit și să te ierți tu și să fii mândru de tine ceea ce ai făcut acum. Să-i învăț să deseneze, să le povestesc, vorbesc din istoria artei, din istoria literaturii, tot ceea ce știu eu așa, și să-i modelez pentru o societate ca lumea.